Înainte să începem acest episod, vreau să-i fac o scurtă promovare lui Remus. Are un canal unde postează diferite videoclipuri, gameplay-uri, tutoriale și da, duceți-vă, dați like, subscribe și tot acâmul. Cam atât cu această promovare, hai acum să trecem la episod. Salut tuturor și bine v-am găsit cu un nou episod din seria noastră de Zombie Hike 2. Am văzut că v-a plăcut ultimul episod și am să continui. Hai în acest episod să putem găsi și noi lua mașina și să mergem prin orașel. Mi se pare că cât mergem mai mult cu atât dăm de alte hărți. Ați văzut cum în episodul trecut am găsit zombie-ul ăla înghețat cum ar veni. Și era super șmecher. Adică nu prea are sens ce am spus, dar are. Ați văzut că am activat comentariile înapoi. Și da, sper să vă placă că le-am activat. Mai puteți scrie și voi acolo să vă înjurați, mă înjurați. A, nu, nu puteți, pentru că vă blochez, ei! Vreau să am un canal curat. Nu știu dacă știți, dar am un video de gaming cu Gangster Vegas care a prins, adică a prins, are 1300 de vizualizări. Dați-mă, 1300 și GTA în viața reală 2 are 980. Aproape 1000, hai putem spune că are deja 1000, dar nu are, dar pana mea, o să aibă. Subiectul din acest videoclip va fi, nu știu. Ar fi fain să fie o versiune cu motociclete. Parcă așa se spune. Ia zi luăm pe temperatură. Holy fuck, cum s-a dus prostul. Mi arată niște puncte pe ecran. Wow, dacă apăs punctele astea aici atrage. Tare, nu știam. Eu apăsam, mă, prost. Băi, am făcut 2000. Ah, ia, 3, 4, 5, 2, 1, 3000, bravo. Vă mulțumesc pentru suportul acordat seriei mele. De ce n-a tratat câini acum? Dar m-am izbit, cum vrei să mă mai întorc acum? A, da, da, să vă povestesc o chestie. Nu știu dacă, nu o să-i spun identitatea, dar un coleg de-al meu care învață super bine, cred că v-ați prins cine, deci s-a mutat în spate unde stau golănașă. Ca să spun așa, unde stau eu, Gabi, mai mulți, da, așa, golenaș. Și s-a mutat și după aia doamna profesoară zice că, Condrea, ce prostă-s? Tu nu mai înveți așa bine, tu te-ai lăsat, tu nu mai înveți, acum te-ai făcut de cea la rău. Nu știu ce, nu știu ce, că, de ce stai cu aia mai răi, te-ai șmecherit, nu știu, chestii, trestii. Și vorbeam cu el. Eu cred că dacă el vrea să stea acolo, cred că are tot drept. Adică nu e obligat să învețe cât. Adică nu e obligat să învețe și are dreptul să te iei unde vrea el, după părerea mea. Eu știu că sunt și un profesor acum, dar nu știu, eu cred că are dreptul să stea cu cine vrei, să fie cum vrea el. Da, nu știți, dar la mine s-a luat curentul. Wow, nice, bravo, Alex. Hai să aplaudăm. Nu vă trebuie să aplaudați. Banii ăștia, nu mai am bani, nu mai am bani. Deci tușesc ca bulă. Dar eu și prost m-am culcat doar în pantaloni scurți, într-un tricou și tati somn. Nu contează la mine, eu mă culc cum vreau. Serios, frate, serios. Haide, bă, uite-le, cât e shit la astea. Ăsta vrea să omor 37 de zombi sau ce ca? Hai să omorăm 40 de zombi, hai. Așa spune acolo. Îi numărăm, da? Hai, numărați-i voi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25. Mamă, îl colectăm pe asta cu 500. Da, gata, am trecut de 4. Gata, nici nu mai vreau.
Cam atât cu acest episod, oameni buni. Eu am fost Alec. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episod din această serie. Să dați un share pe Facebook și să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. Până data viitoare, numai bine. Pa, pa!